Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite împușcarea urșilor. Cu prea puține reguli. Cu posibilitatea uh, apariției unor abuzuri uriașe. Ministrul Mediului, Tanțoș Barna, ne spune că primarul va decide prin ce mijloc să fie îndepărtat ursul. Adică nu mai avem strategia aia hai să vedem dacă e periculos, hai să vedem dacă îl putem reloca, hai să găsim alte soluții. Nu, primarul... În funcție de preferințe, în funcție de înțelegerile pe care le are, poate, cu asociații de vânători, va negocia. Hei, știți, avem noi un vânător, poate un prinț de prin apropiere, care vrea să mai vâneze un urs. Și atunci, negociem cu asociația de vânători, negociem cu primarul, toată lumea să fie mulțumită, scăpăm de urs în felul acesta. Încă de la început, am spus mereu, Sigur că viața umană trebuie să primeze în această situație. Dar asta nu înseamnă că trebuie să deschidem ușa abuzurilor, așa cum s-a întâmplat în acest moment. Dacă un urs, într-adevăr, e problematic, pune în pericol vieți omenești într-o zonă oarecare, atunci soluția trebuie să fie una mai degrabă clinică. O intervenție, nu vânătoare organizată cu un vânător de trofee. Nu, pur și simplu o intervenție ca la carte, cât mai puțină cruzime în această intervenție și apoi rezolvată situația. Dar nu. Ce facem acum? Redeschidem de fapt vânătoarea împotriva urșilor în România. Asta se întâmplă în acest moment, cu această ordonanță. Partidul Social Democrat cere avocatului poporului să conteste la ce cere ordonanța privind împușcarea urșilor. E evident ca partid de opoziție să nu speculez momentul acesta ar fi fost o dovadă uriașă de prostie. Reprezentanții PSD susțin că ordonanța de urgență adoptată de guvernul Câțu lasă urșii simbolul României în bătaia puștilor nemiloase ale vânătorilor de trofee, lucru care e adevărat, e mai puțin relevant de la ce partid vine mesajul acesta. E efectiv realitatea. Realitatea în acest moment. Mesajul de la PSD continuă. Uciderea lui Artur a fost doar începutul. Decimarea în masă a urșilor bruni este de astăzi legiferată de guvern. Da. Pentru că ursul nu merge la terasă și nici nu e pasionat de petreceri, în schimb, voi le-ați tăiat pădurile și le-ați distrus habitatul. Nu ați alocat niciun ban pentru a fi hrăniți în pădure și nu ați protejat zonele aflate în pericol cu garduri electrice, transmit social-democrații. Din nou, afirmații adevărate. Ce s-a întâmplat astăzi? Într-o altă guvernare ar fi fost un mare scandal. Un mare scandal de presă. Și din nou, asta nu înseamnă că nu sunt articole pe tema asta. Sunt! Uite aici, pe Antena 3, pe G4 Media, Agent Green, care spune că care permite intervenția de urgență în cazul urșilor, duce la executarea sute de urși nevinovați. Organizația a lansat chiar și o petiție Stop vânătorii de trofee. O petiție care a adunat aproape 80.000 de semnături, iar numărul acesta crește în continuare. Sigur că se întâmplă lucruri, dar nu e subiectul acela care să depășească bariera oamenilor care sunt oricum mereu conectați la ce se întâmplă pe plan politic. Pentru că e o altă guvernare astăzi. O altă guvernare care cumva, poate și prin prisma fondurilor de anul trecut, are o relație mai bună cu presa. Și nu mă refer la jurnaliști, oameni care își fac treaba, vorbind despre politica editorială pe care o duc diferite publicații. Ăsta e motivul pentru care acesta nu este un subiect mai important, tratat mai pe larg în această perioadă. Ordonanță de urgență care permite împușcarea urșilor. Primarul decide, o spune chiar ministrul, să nu ne așteptăm la abuzuri în perioada următoare, evident că vor fi. Pentru că lucrurile sunt simple. Nu căutăm soluții înainte de a ajunge la această soluție finală. Câteva, inclusiv sunt arată de Partidul Social Democrat în acel comunicat. Sunt lucruri reale. Acum să vedem ce se va întâmpla mai departe. Avocatul poporului, reîntors în funcție, are curaj să meargă mai departe la CCR, ce se va întâmpla la Curtea Constituțională? Oare e în regulă să se întâmple asta? Evident că nu, pentru că e ușor să-ți imaginezi abuzurile care vor urma. Cum primari, în funcție de, nu știu, propriile convingeri, de eventual bani pe care îi vor primi. De ce nu, în colaborare cu asociațiile de vânători. Să permită vânătoarea pentru trofee, din nou în România. A, știți, avem noi un urs problematic. Hai să aducem un prinț care să îl vâneze. Sau nu prinț, un multimiliardar. Sau multimilionar, că am văzut că nu e chiar atât de uh, piperat tariful, se pare, cel puțin nu pentru moment. Avem destui urși, iar ce s-a întâmplat în această săptămână ar fi trebuit să fie și în continuare ar trebui să fie un mai mare scandal decât este în România. Nu vorbim despre protecția mediului, despre protejarea faunei, protejarea simbolurilor naționale. Și astea sunt soluțiile pe care le găsim. Nu că nu ar trebui căutate soluții, dar mergem direct. Am, am trecut peste toate celelalte etape. Am trecut direct la soluția finală. Împușcarea urșilor, după cum decide primarul. Pentru că spune ministrul Tanțoș Barna, primarul știe ce se întâmplă în zona respectivă. Dincolo de asta, tot ministrul mediului ne spunea zilele trecute că nu e de acord cu noua strategie forestieră a Uniunii Europene. O strategie care implica o protecție mai, mai mare, mai, mai bună a pădurilor. PSD speculează și acest moment și critică decizia guvernului de a respinge noua strategie forestieră a Uniunii Europene anunțată de același ministru al mediului, Tansoş Barna, o poziție profund antinațională și spune că PSD spune că ministrul a preluat retorica firmelor care taie pădurile. Dincolo de național sau nu, evident, a preluat mesajul companiilor care taie pădurile, intermediarilor care lucrează pentru mari corporații pentru a distruge pădurile din România. Iar lucrul ăsta nu se întâmplă pentru că nu suntem capabili să ne gestionăm pădurile, să ne protejăm pădurile. Se întâmplă pentru că E permis lucrul acesta, Pentru că există conexiuni importante, inclusiv sus, sus de tot. Astfel încât lucrurile acestea să se întâmple în, se întâmple în continuare. Și distragem atenția de la distrugerea pădurilor, plantând câteva milioane de puieți într-un an. Și ne lăudăm că e o mare realizare când, uitându-ne pe date statistice, vedem că, de fapt, a fost cel mai prost an 2020, când vorbim despre plantarea de noi păduri, de noi... Bă, copaci în pădurile distruse ale României. În realitate a fost doar o campanie mediatică. Iar ministrul mediului reușește cumva să treacă aproape neatins prin toate aceste situații. Să ucidem urșii. Să tăiem pădurile. E în regulă, facem toate lucrurile acestea. Și o face spunând că pe de-o parte e o chestiune care ține de siguranța oamenilor, treaba cu și fără să caute alte soluții până la această soluție. Și apoi aici, nu că noi avem, noi ne protejăm deja pădurile. Știm că în România pădurile sunt protejate bine. De parcă noi nu am ști ce se întâmplă și noi nu vedem cum arată pădurile din România și din Europa în general, că nu e suficient să avem noi păduri în România și nu e suficient să ne preocupăm doar de ce se întâmplă la noi în țară. Schimbările climatice ne vor afecta pe toți și ne afectează pe toți. Iar asta e o componentă importantă, să ai păduri care să producă oxigen. Nu? Da. Știm care e strategia și care e mesajul pe care îl dăm mai departe. Mesajul corporațiilor care extrag profitul în astfel de situații. Asta face Ministrul Mediului Tanțoș Barna. E de partea celor care vor să vâneze pentru a-și adăuga un nou trofeu și e de partea celor care vor să taie pădurile. România și pădurile în general, nu doar ale României.